Păi, e o variantă. Păi da, dacă nu vrea premierul, Boros nu poate să le dea pe-n spate. Cine e amenințat, mă? Asta au zis PNL-ul? Păi m-ai întrebat cum poți să-l determin pe ăla să plece. Deci, toate aceste declarații de la propriu de fătălăi, pur și simplu, asta nu e politică. N-ai cum să faci declarațiile astea. Păi bă, nen, dacă intru în PNL, așa, în țară dacă intri, hai că-l luăm pe ăla de la ea și cum îl cheamă. Care? Nu-i la PNL? Chirică, da. Chirică, unde era înainte? La PSD. Rușine. Dați-l afară. Păi de ce las-o, mă? Nu se pune la fel? A fost, acum câțiva ani, s-a întâmplat la fel invers. Treceau de la PSD sau nu știu ce, de la USR la PSD, de la... Deci hai să... Bă, hai chestia asta, și tu ieși acum și spui, plângi? Bă, asta nu mai... Bă, n-am nimic cu femeile, dar poate să-s chestii de fete, mă. Adică, ieși și bărbații plâng câteodată, ne-a spus domnul Bidman. Da, dumneavoastră de la PNL plâng. Dar nu, da, ideea, știi, adică tu ieși, bă, și tu ești, mai șeful partidului, ca și cum, nu știu... Nici nu știu cine să zică, iese și începe să plângă că nu e frumos ce a făcut PSD-ul, că ne-a luat din primări. Da. Păi o să plece toți în stilul ăsta, dacă păi voi la conducere... Ce le oferă PSD-ul așa de tentant, astfel încât să trădeze idealurile? Ce le oferă? Păi în primul rând le oferă stabilitate. Și în general politica funcționează, dacă așa funcționează, da? Eu când sunt, voi fi și eu, nu știu ce sunt în partid pe acolo, da? Sunt și eu, parlamentar, primar, ceva, da? Eu... Sunt ce sunt, pentru că partidul ăsta a avut niște locuri, da? Să-mi dea și mie. Tu în momentul în care ești pe tobogan, te duci, da? Tu e clar că nu mai ai ce să-mi dai, corect? Corect. Deci ce să fure cineva de la altcineva care oricum nu mai are ce să-i dea lui ăla pe care îl fură celălalt? Adică eu dacă sunt... Vorbim că e logic și populația, da? Ca să vă dați seama de nivelul de... Da? Sau, mă rog, ăia, cred că credeți voi ce spun ei. Deci, dar vies eu și aici, din când în când, și vă explic, cu, împreună cu domnul Ciutacu. Deci, eu nu mai pot să-ți ofer ție loc la anul. De ce? Păi nu-l mai am. De ce? Că nu mai ai pe ăla de parlamentar, pe ăla de primar, dacă e destul. Poate nu-l am, nici pe ăla. Îl votează poporul. Poate îl votează poporul. Păi dacă îl votează poporul, poate a făcut treabă. Măi, nene. În comunitate. Foarte bine, ăla nu pleacă, nu. Așa, nu, că dacă e votat. Da, pleacă la care nu mai e votat. De ce? Că nu se mai votează, să zicem, PNL-ul. De ce? Că sunt dezamăgiți. Nu contează, bă, să votează, nu știu, USR, Haur, whatever. Nu se mai votează ăștia că sunt dezamăgiți. Cine să ți-l ia? Păi, de ce nu-l iau pe Bolojan? Răspundeți-mă la întrebare. Păi cine? Păi iau pe fătălâi care cred că nu mai prind un loc. Hai să-ți dau un exemplu. Să ia pleacă de bunăvoie, pentru că tu, ca partid, nu le mai poți oferi ce le ofereai înainte. Că n-au făcut treabă, că n-ai făcut-o bine la guvern acolo și că atenție... Că nu le dai suficiente alocări. Că nu le dai suficiente alocări și s-a întâmplat. Că le-ai promis, mă, era un program, mai știi? Cum se numea? PNDL, PNDR, lasă, nu, era, avea un nume. Angel Salini. Angel Salini, mă. Ce s-a ales Ciuciumuciu? Bă, dacă nu s-au pozat cu programul, stai seama că 50-100 mii de euro să-ți primi banii. Pleacă la PSD. Pleacă ca să aibă loc undeva. Dar hai să-ți dau un exemplu. Ca să... E aproape de noi aici. E județul meu favorit, mă fascinează, nu e zi fără știre. Județul Giurgiu. Mă, mic și al dracu. E ca românii, județul ăla Giurgiu. Întotdeauna se întâmplă ceva. Ei, e vama acolo. E mai... De... E colorat județul. Și multă agricultură. Din punct de vedere al... Cum să... Da. Din toate punctele de vedere, dar e foarte... Și multă agricultură. Da. Deci acolo este fabulos. Au existat... Acolo sunt la Giurgiu, sunt niște primari. De minim 70% de vreo 5 mandate. Toți. Mai sunt astfel toți, de județe. Toți, multimilionari, toți. Da. Băieții aia erau la un moment dat toți la PDL. Pe vremea când era Nentu Traian, mare, tare și vânjos și avea guvern. Nu. După aia când s-a schimbat modificarea și a început regimul Bădălău în Giurgiu, toți ăia, în lumina convingerilor lor socialiste, au trecut la PSD. Într-o noapte. Și au câștigat zdrobitor alegerile pentru PSD. Era votat om. Era votat om. Când a venit Orban, dacă ți-o știu, am dat eu o poză la un moment dat, cu 22 de primari chemați în pandemie, au plecat toți azi. Erau... Au plecat toți la PNL, că era acolo okay atunci. Era cașcavalul. Da, era okay. Și din nou au fost votați și PSD-ul a pierdut alegerile în județul Giurgiu. Și acum? Acum toți ăia trec înapoi la PSD și PNL-ul plânge că le fură PSD-ul primar și probabil vor câștiga alegerile triumfal pentru PSD în județul Giurgiu. Deci nu le-a plăcut. Nu mai există PNL-ul ăla, s-a făcut PNL, că altfel mai făcea o tură și la PDL. Niște trădători. Ce să facem? Niște trădători. Ce vrem?
adică e penibilă ieșirea. Adică, bă, înțeleg să iasă unul altul din PNL, din ăștia, că de-i pună așa să țipe. Bă, da, să iasă președintele partidului și să spună asemenea tâmpeni. Pe când voi asta faceți, nu, de da, pe bune, 20 de ani. Tu când te uiți la Ciucă, ți se exprimă, păi, ți apare așa un lider, nu, politic? Eu mi-am, păi, da, eu mi-am spus părerea despre Nicolae Ciucă. Așa. Când toată lumea făcea Caterinca. Eu n-am fost de acord. De ce? Pentru că eu știu concret, sigur, 100%, că Nicolae Ciucă nu a vrut să intre în politică. A fost forțat. Lasă, tu acum și aia, bă, ce, păi, să-l forțeze. Nu e așa. Cei ca fătălăi ăia de la primari? Nu, e la alt nivel, că păi, e fătălău mai la nivel mai mare, nu? E, bă, cum adică a fost nivel, forțat? E la nivel, a condus guvernul, whatever. Și cum adică a fost forțat să intre în politică? Cum să facem politică? Deci. Păi așa sunt și bieții primari forțați. Nu, ăia chiar sunt săraci de ei, că n-au încotro ăia. Ăia n-au încotro. Bine, nici aici n-au fost. Ce, n-a bă, fost ce pățea? Deci, nu, nu e vorba că ce pățea, e vorba că și-a asumat asta, și-a asumat să fie și prim-ministru, a vrut, n-a vrut. Așa. Acum trebuie să-și asume și o posibilă candidatură, mă rog, etc. Și probabil va obosi undeva pe la alegerile europarlamentare. Castolojan, așa? Elia Boana, nu, dar eu cred că nu mai halești. La un moment dat nu mai. Cât să mai halești? Cât? Ce să faci? Să faci ce când tu n-ai vrut de la început să intri? Ceea ce mi s-a părut corect să spun. Bă, n-a vrut asta de niște ani. Și nu stă rău. Nu poate să nu stea. Ba, ministrul la apărare, ba, premier, ba, șef la Senat. Asta e, așa e cariera militară. Așa e cariera militară? Să termină când se termină. Păi, să termină dată. Te-ai gândit la treaba asta? Că poate a venit momentul cariera militară nu se termină niciodată. Dar te-ai gândit că poate a venit momentul să termini cariera omului ăsta? Păi tu l-ai văzut? Nu, asta am recent, spus, am spus asta, am spus. Într-o zi, nu va mai hali și aia e. Mă, dar omul ăsta... Care este nu vrea. Omul ăsta nu-și dorește. Omul ăsta care este, a fost premier României, șeful Senatului României. Asta e părerea mea. Am în două localizate, în municipiul București, România, Uniunea Europeană. În weekendul trecut a fost întrebat unde locuiește. Într-o emisiune televiziune. Și a spus că el în București locuiește în sectorul Balotești. Tu auzi ce spun eu? Sau în sectorul Corbeanca, nu mai știu. Unul dintre ele. Nu e... Ai cheile din București? Nu. Nu, stă dracu, undeva la vilă, la unde și-a făcut lumea, pe lângă București. Și l-a spus că el în București locuiește în sectorul Corbeanca, nu Balotești, în Grești. Deci... Nu, pentru imediat am o scuză pentru el, că n-a vrut. Așa și? De la zis că nu vrea. Deci astea toate să și le asume cine l-a pus. Aha. Împotriva voinței lui. Corectă, tu vezi. L-a luat pe Mititel și l-a pus împotriva. Eu când am de zis, zic. Dar și zic. Una, că n-ai cum să ieși. Ți-o fi drag ăsta? Nu. Dar n-ai cum, nu, mi-e drag. Dar nu e de vorba de asta. Nimic. Nu, dar eu știu că n-a vrut, da? Da, doi, doi, în secunda în care tu ieși, că asta am spus, bă, nene, nu mai ieși să plângi, știi cum e asta? Ei toți plâng și după aia, până la urmă, fac ce a zis celălalt. Adică stai pe ei, că păi da, dar urlă cu pensiile, să duc, până la urmă, am văzut. Urlă, că nu mai urlați, că asta spun. Bă, voi, vouă vi s-a spus că trebuie să stați așa, da? Stați așa. Și gata, lăsați asta cu lupta. Nu că trebuie să arătăm în teritoriu, că și noi luptăm. Cui să arăți? Aia pleacă, tu nu vezi, aia pleacă după cum bate vântul oricum. Tu n-ai cui să arăți nimic în teritoriu, că ea știu mai bine decât tine. Bă, atenție! Atenție! Politicienii din provincie sunt mult mai șmecheri și orientați decât ăștia de la centru, pentru că în provincie, la propriu, ăia sunt votați. Da. Okay? Ăia știi cum simt alegătorul? Și județul și tot, ca nimeni, da? De aceea există și mari baroni sau nu știu ce. Nu, ăia știu să facă treaba acolo la ei, da? Își știu votanții pe tot. Au și rețelele. Bineînțeles, ăia când pleacă, dragi penele, de la centru, nobilii, ăia pleacă că știu ce vine. Ăia de-aia pleacă, da? Că uite, în Giurgiu, iar în Giurgiu se pleacă la 4 ani. Da. E lege. S-a dat lege în Giurgiu. În Giurgiu să pleacă, uite, și la 4 ani ăștia să mută. Și mai sunt probabil și alte județe pe care nu le știm. Habar n-am, nu știu, o fi Iași. Nu-i de asta ce e și câștigă sub orice culor politice cu acelea scorul. Vrei să spun ceva? Tu vrei să spun ceva? Te rog. Eu îi respect pe ăștia. De ce? Sunt milionari? Multi. Da, pentru că, fii atent, e foarte greu. Deci dacă tot faci asta... Că asta e un fel de cuvântul ăla cu P. Dacă faci, care se termină în IE, ca da, să nu se creadă altceva, dacă tot faci asta, bă, măcar o faci ca lumea, adică nu o faci și te faci de râs în 4 ani. Nu. Nu. Te faci? Oameni pe treabă. Pe treabă, da. Da, respect. Bă, sunt și oameni care se descurcă din 4 ani, e nebunit? Da.
Bă, tu stai seama să pleci 22 odată? Tu știi că e unul în Giurgiu, primar de țară, care are 3 Ferrari-uri la fel, unul roșu, unul galben și unul albastru, că e și patriot. Păi și patriot. Deci, nu știu, eu n-am, eu nu vezi că eu, cu, eu n-am nimic cu ceasurile, cu pantofi și cu Ferrari-uri, eu n-am. Da, da, ție eu sunt, să... eu, pentru mine chestia asta da, este ceva... Da, bun, și eu sunt de acord cu tine, da.